În vara anului 1891, Timișoara a devenit centrul atenției internaționale printr-un eveniment grandios care a transformat pentru scurt timp orașul într-o adevărată oază a progresului și inovației. Expoziția industrială și agricolă din Banat, desfășurată sub patronajul ministrului Gabriel de Baros, a atras peste 3.000 de expozanți și mii de vizitatori din întreaga Europa. Acest eveniment a reprezentat un moment de glorie pentru Timișoara. Pe malurile Begăi s-au ridicat pavilioane spectaculoase, fiecare dintre ele simbolizând viitorul, cum a fost și pavilionul Vinga, care reflecta cu mândrie moștenirea agricolă a regiunii. În timp ce expozanții prezentau inovații în agricultură și industrie, mii de oameni au putut descoperi potențialul banatului. Deși orașul efemer a dispărut după doar patru luni, Muzeul Național al Banatului încearcă să readucă în prezent această fascinantă poveste. Expoziția din 1891 rămâne în amintirile celor care au avut norocul să o trăiască, și în documentele și poveștile păstrate până astăzi. De asemenea, aceasta este o invitație pentru Timișoreni să redescopere un capitol de istorie prin povești și imagini.